Puterile fizice ale Pietru Crăciun se epuizau pe zi ce trecea. Dereglările digestive care s-a asociat cu foamea cronică l-a extenuat până la epuizare și mutilare a exteriorul, dar și a moralului. Spre dimineață, în baracă se auzeau doar oftatul greu al suferinților. Sortiți de regim la pieieri, foamea și diareele necontenite l-au epuizat într-atât încât nu mai era în stare să se miște. Mâna de băionețele și șrapenele căilor încă vădiști cu greu de mai ajungeau chiar de era susținut de camarazi din baracă. La sectorul de tăiat pădure nu mai era în stare să muncească o zi întreagă. Cădeau răpuși de suferință. Cu greu se ridică, susținut de colegii deținuți. Loviturile călăilor nu le mai simțea. Statutul culagului nu prevedea asistență medicală. În culag lucrător medical era moartea. Durerea fizică, amplificată de durerea sufletească, îl demoralizase totalmente. Nu știa nimic despre soție, copii și nici ei despre el. Începând cu primele zile ale lui Octombrie 1941, nu a mai fost în stare să se ridice de pe patul din căminul morții. Diareea sângerată, foamea, infecțiile i-au zdruncinat complet sănătatea. Nu mai avea putere să vorbească cel puțin. Pe durata zilei rămânea de unul singur cu suferințele sale fizice și sufletești, dar și să îndure frigul infernal din baracă. Noaptea, când camarazii de suferință se întorceau de la tăiatul pădurii, schimba câteva fraze cu ei. Din patul lui de suferință, abia de se mai deslușeau șoaptele unui om, atât mai rămase din Basarabia, chipeș de odinioară, un schelet ce vorbea în șoaptă. În seara lui 20 octombrie 1941 își chema vecinul de pe pat, Mihai Jordan. Mihaile, te mai ții? Eu în seara asta poate scap de acest iad. Simt că sunt pe drumul spre bunul Dumnezeu. Mă rog de mă iartă. Dumnezeu să te ierte, Petre. Dacă supraviețuiești, vei întoarce în Basarabia noastră, dragă, te rog să cauți familia mea în satul Leușeni, din prin părțile teleneștilor, transmite-i că îi rog să mă ierte, așa cum și eu acum îi iert pe ei. Să mă ierte că nu am putut să-i ocrotez, că n-am curajul să ne refugiem în România, ca să nu avem această soartă crudă de a ne întâlni cu diavolul sovietic. Am considerat că nu mai avem dreptul să-mi tradez Basarabia dragă. Acum e suferă și spun drept Mihaile. Nu prea cred că sunt în viață, dar de voi fi, aș vrea să știi că eu, Petru Crăciun, soțul și tatăl lor, nu mi-am trădat țara, nu mi-am trădat neamă, nu i-am trădat pe ei, cei care mi-a fost sensul vieții mele. Mă rog la bunul Dumnezeu să mă ierte pe mine, păcătosul robul lui Dumnezeu, pentru Crăciun, să-mi ocrotească soția și copiii, să aibă în pază și să le dea puteri să îndure greutățile pe care mi le-a trimis bunul Dumnezeu, să nu fie supărați pe Maica Domnului și pe Iisus Hristos, doar credința îi va salva. Dacă vei avea șansă să-i vezi, spune-le ca a mei că m-am străduit să pășesc în veșnicie cu demnitate și credință în Tatăl Ceresc. Cu aceste cuvinte, Petru Crăciun și-a dat Duhul. Ultima răsfloare adâncă a avut în seara zilei de 20 octombrie 1941. Alături era Mihai Jordan, care soarta a voit să-l întâlnească aici, la capătul pământului, în iadul lăgarului Ivdel. A doua zi, cu alți 5 deportați decedați de foame și de suferințe neomenești, au fost dați pământul într-o groapă comună cu adâncimea ce acoperea doar corpurile nesuflețite, adevărate schelete. Rezultat al torturii neomenești la care fusese supuși în căminul morții din raiul sovietic. Pământul veșnic înghețat nu permitea să fie săpat decât cu tărnând copul, dar și forțele fizice secătorite ale deținutului nu le permitea să sape mai adânc. Cimitir era tăiat din jurul închisorii. Nici lacrimi, nici vorbe de adiu nu adminea administrația culoagului. Totul se petrecea în tăcere, de parcă se încerca să se ascunde crimele dictatorii proletariatului sovietic. Urmele trebuiau să dispară. Istoria nu avea voie să dezvulge omuciderea acestui holaus la care a fost supuși Basarabia deportați în imensul culag Stalin Beria. Condițiile neomenești de existență în închisoarea Ivdilag a greu imaginabilul culag sovietic, munca istovitoare la tăiatul pădurii în tăiaua din jur se făcea cauza morții zilnice a zeci de deportați, condamnați la moarte de sentințe troicilor staliniste. Decizia de extermare a celor peste 2000 de bărbați basarabeni a fost luată de necăvidiști încă la locul lor de trăi în preajma primii deportări sângeroase din 13 iunie 1941. La sfârșitul anului 1941, în închisoarea Ivdilag rămaseră doar câteva sute de bărbați basarabeni deportați, care urma să supraviețuiască încă vreo câteva luni din anul 1942. Printre ei era și primarul Mihai Jordan. Înțelegând că și soarta lui este aceeași, moarte provocată de foame de îngheț, îi decize că nu are altă ieșire decât să scrie scrisori adresate lui
lui tătucă Talin. Aștepta disperat răspuns, dar nu-l primea. Asta îl făcea să se adreseze cu multă insistență tătucului. Scria și scria, deznădăjindu-se, celui care de fapt era ucigașul principal al românii besarabieni deportați. Mihai nu avea de unde să știe acest adevăr crud, pentru că el mai credea în dreptatea pe care o poate face un mare conducător. Fie avea speranță că va fi auzit, dar și înțeles de autorități diabolice sovietice, menținea în el dorința de a trăi. Pentru oamenii educați în vlavie față de Bunul Dumnezeu și de Iisus Hristos și Maica Domnul, Mihai Jardan, era de neînțeles. Cum de poți omori oameni în numele viitor luminos al comunismului? În scrisori a încercat să arate că este un țăran cistit din codrii Basarabiei, că alături de soții și de 7 copii a săi a muncit, a întemeiat o gospodărie, că nu a exploatat pe nimeni, că visa să le dea carte copiilor săi să-i aduc în slujba neamului său. A încercat să convingă pe criminalii sovietici că fiind primar în satul său, a consolidat comunitatea, a susținut biserica și școala satului. Aștept răspuns, însă așteptările au fost zadarnice. Deja din ianuarie 1942 a început interogările, prin care era acuzat că nu poate fi reeducat. Umilit și maltratat, era adus înapoi în baracă, căminul morții, în care domnea frica și moartea și frigul cumplit siberian. A doua zi iarăși era scos la tăie pădure pe un cer cumplit de -35-40 de grade, doar gândurile la casă, la familie, îi mai trețineau, flacăra abia plăpând a veții. Atmosfera din baracă era din ce în ce mai păsătoare. Lăițele goale, frigul pătrunzător răspândea mirosul morții inevitabile. Fiecare din trăitorii celor baraci știa că îi vine rândul plecării la cele veșnice, că în locul lor va fi aduși alt deținut deportat, condamnat la moarte, cărora era sortit să treacă prin același cerc al iadului cu nume de gulag stalinist. Zilele trăite în iunie, din ianuarie, februarie au trezit între deportați un sentiment de invidie față de cei care erau pe drumul neîntoarcerii. Fiecare se gândea că sunt fericiți. Cei plecați către Domnul mulți se întreba: Doamne, nu, de ce ne continui chinurile? De ce nu avem iertare și nu ne iei împărăția ta? Era o rugă de disperare a puținilor rămași în viață din căminul munții, alăvie de gulagului, dar tot condamnați la moarte. Sentința morții nu le-a fost cinstită, însă realitatea zilnice îi duceau inevitabil la gânduri morții iminente. Zilnic, rândurile deținuților închisorii morții de gulagului se răreau. Thank you.